După sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, la 2 săptămâni distanță se face prăznuirea celuilalt mare sfânt, ale cărui moaște sunt cinstite în România, anume Dimitrie cel Nou din Basarabi, ocrotitorul Bucureștilor. Cei doi sfinți cuvioși se aseamănă atât din perspectiva vieții călugărești pe care și-au asumat-o, cât și din modul în care au înțeles să-și petreacă această viață în smerenia învăluită de taina quasi-anonimatului. Ca și în cazul Sfintei Parascheva, unde Evanghelia praznicului amintea despre luarea crucii, la sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, biserica a rânduit citirea unei evanghelii care vorbește despre smerenie, mai precis despre luarea jugului lui Hristos. Învățătura creștină este cuprinsă în Sfânta Scriptură și numeroase cărți ale tradiției bisericești, de la epistole, tratate teologice sau de apărare a dreptei credințe, canoane cu cuprins moral, dogmatic sau disciplinar, mărturisiri de credință, imnuri și poeme recitate sau cântate la slujbele bisericești și altele. Probabil că nimeni nu poate să le cuprindă citindu-le de-a lungul întregii vieți. Conținutul divers și opiniile care nu coincid întotdeauna arată libertatea bisericii care, în contexte diferite, a ajuns la hotărâri combinând strictețea cu blândețea impusă în momente deosebite în funcție de necesități. Și totuși, chiar și așa, nu putem spune că, studiind intens, am aflat totul despre credința noastră și cu atât mai puțin despre Dumnezeu, fiindcă, după cum spunea evanghelistul Ioan, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iar într-o epistolă, același spune, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne întru noi și dragostea Lui în noi este desăvârșită. Aceste versete stau în strânsă legătură cu ceea ce Domnul Iisus spune în primul verset din Evanghelia acestei zile, anume că nimeni nu îl cunoaște pe Tatăl sau pe Fiul decât ei înșiși unul pe altul, iar noi putem să-L cunoaștem pe Tatăl doar prin intermediul Fiului. Aceasta nu fiindcă Dumnezeu s-ar ascunde sau ne-ar considera nedemni să ne lase să-L cunoaștem, ci pentru că firea dumnezeiască, prin însăși starea sa, rămâne inaccesibilă cunoașterii omenești. Ceva asemănător cugeta Sfântul Augustin, acum aproape 2000 de ani în urmă, când voia să pătrundă o altă taină a creștinătății, aceea a Sfintei Treimi. Fiind pe plajă și privind marea, a văzut un copil care făcea o groapă în nisip, iar părintele apusului l-a întrebat ce face. Atunci copilul a răspuns, vreau să mut marea în această groapă. Fericitul părinte, auzind aceasta, a cugetat. Precum un copil crede că apa mării poate fi cărată într-o mică groapă, tot la fel și noi oamenii credem că Dumnezeu poate fi cuprins de mintea noastră. Deseori ne întâlnim poate cu interlocutori care, fiind de alte credințe, ne spun că icoanele sunt idoli și că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Prin urmare, noi ne-am făcut chip cioplit, încălcând astfel una dintre cele 10 porunci. Din prisma rațiunii pure, nu greșesc. Dar credința nu e o simplă filozofie sau un cod de norme. În primul rând, noi nu cinstim icoanele ca reprezentând întocmai o persoană, ci așa cum se spune în cuvântul icon, în românește chip, icoanele ne duc cu gândul către persoana reprezentată. Ea este o analogie, o fereastră către dimensiunea spirituală. Tocmai de aceea, în cazul sfinților contemporani, simpla lor fotografie nu este automat o icoană. Aceasta nu că ar trebui neapărat să fie pictată icoana sau interpretată prin mijloace artistice, ci pentru că icoana are de a face nu doar cu realitatea noastră de aici și acum, ci trece mai departe. Așadar, deși într-adevăr nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, totuși El s-a făcut cunoscut atât prin revelațiile sale către protopărinți, patriarhi, profeți, iar în final și în modul cel mai deplin, prin faptul că s-a întrupat, s-a făcut om și a trăit în mijlocul oamenilor. Astfel, înțelegem cum noi putem să îl cunoaștem pe Tatăl doar prin Fiul Său. Prin Hristos, firea noastră omenească e chemată să depășească barierele naturale și să caute către cele dumnezeiești.
Continuarea scurtului text evanghelic de azi este o invitație a Domnului adresată celor obosiți de greutățile vieții. El spune să venim la El, căci aici ne vom găsi odihnă. Însă cum mai concret? Cum îmi reduce stresul de la serviciul zilnic, cum îmi rezolvă rata de la bancă și cum îmi rezolvă problemele căsniciei, de exemplu? Prin aceea că, nefiind acestea pe primul plan în viața mea, ci tocmai așezând așa cum este și firesc pe Dumnezeu în centrul existenței, alături de respirație și hrană, fiindcă El e respirația noastră, atunci întristarea, oboseala, stresul, frica și toate sentimentele care nu ne lasă să mai privim în sus, ajung să nu ne mai fie atât de apăsătoare. Desigur că aceasta nu e o soluție magică și nu funcționează prin pocnitul degetelor. Dacă viața noastră însăși s-a unit cu viața lui Hristos, dacă în suferința noastră ne aducem aminte de suferința Lui și în bunătatea noastră ne aducem aminte de bunătatea Lui, avem sprijin, avem nădejde. Și nu suntem singuri, fiindcă El e mereu cu noi. Și nu numai El, atunci când suntem cu adevărat o comunitate de credință uniți în trupul Lui. Acestea nu sunt doar vorbe goale, nu sunt invenții de a amăgit lumea. Dar dacă privim la blândețea și smerenia Domnului și dacă avem dorința de a căuta să vedem că sunt încă în lume oameni care merg pe aceste principii, atunci ne putem urni și noi din loc. Nu putem muta marea într-o gropiță săpată de un copil, dar încet, încet, cărând cu găletușa apă din mare, avem șansa să începem să facem o mică scăldătoare, în care să ne putem bucura fie și pentru o scurtă după amiază și să vedem că soarele mai strălucește din când în când.